Un gând pentru astăzi. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Toți mari oameni ai Scripturii care au realizat ceva au avut un lucru în comun. Erau oameni obișnuiți care și-au asumat riscuri ascultându-L pe Dumnezeu. În alte cuvinte, au ales să pășească prin credință. Trăirea prin credință este frumoasă, însă nu e ușoară. Există momente în care credința te determină să acționezi. Chiar în aceste zile și eu am fost la o răscruce de drumuri și nu am avut alte opțiuni decât să aleg să pășesc prin credință. E ușor să pășești când vezi, dar parcă te cuprinde frica când nu vezi nimic și pășești în gol. Fiindcă frica se concentrează doar pe ce este vizibil și natural, însă credința ia conștiință despre caracterul și promisiunile lui Dumnezeu. Credința are la bază caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu care face un drum acolo unde nu există, care aduce împlinirea promisiunilor. Singurul care poate face imposibilul posibil. Dumnezeu ne poruncește să nu ne fie frică, dar nu uita. El nu ne poruncește să nu simțim niciodată teama, ci să nu o lăsăm să ne controleze. Trebuie să avem deplină încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Să ne ținem strâns de El atâta timp cât ne aflăm în sala de așteptare a vieții. El va împlini tot ce a promis. Doamne, aleg să pășesc prin credință și am încredere în promisiunile Tale, fiindcă ești Dumnezeu credincios. Cuvântul Tău este adevărat și toate lucrările Tale se împlinesc cu credincioșie. Amin.